Deci eu mă numesc Vasile Șarban, sunt secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Reieșind din faptul că în anul 2023 Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat și a promovat mai multe modificări în ceea ce privește actele normative din segmentul funciar, am hotărât și am găsit de cuviință ca să venim cu o informare către cetățeni, către producătorii noștri, deoarece am modificat codul funciar, am modificat legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare. Totodată, în anul 2023, am definitivat și în sfârșit, deci noi am aprobat într-o redacție nouă, codul funciar care va intra în vigoare la data de 7 martie 2025. Deci, în prezent, cadastrul funciar este ținut, conform legislației actuale, deci este ținut de Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare. Ei îl generalizează și ei îl aprobă. Anterior, acest cadastru funciar era ținut de Agenția Relații Funciare și Cadastru și era aprobat prin hotărâre de guvern anual, ceea ce nu considerăm că ar fi corect, deoarece ținerea la nivel local a acestui cadastru funciar se face de către autoritatea publică locală, fie de nivelul 1, fie de nivelul 2. Ținând acest cadastru funciar, desigur că apare și acea responsabilitate care trebuie să o aibă fiecare din acești actori care sunt implicați în ținerea și elaborarea cadastrului funciar. Și evident că Ministerul a decis, a hotărât, a găsit de cuviință ca fiecare actor implicat în elaborarea și ținerea cadastrului funciar să-și aibă responsabilitatea sa și să răspundă de un anumit segment. Deci vă comunicăm că a fost actualizat conținutul cadastrului funciar despre actele care trebuie să fie modificate, dar despre aceasta vă va vorbi colega mea, doamna Angela Dogotari. Eu o să vă vorbesc despre documentele care prevăd câteva schimbări în ceea ce ține de ținerea legală a terenului și în aceasta am introdus 4 categorii. Deci ca să evităm deja nemulțumirile și să evităm nedeclararea unor terenuri, nu de aceea că producătorii agricoli nu-și doresc să le declare, dar de aceea că nu există o formă legală, o formă care ei n-ar trebui să fie penalizați pe de o parte, dar pe de altă parte ei se poate declara terenurile și producția care o obțin pe aceste terenuri. În acest sens, deci noi avem 4 categorii. Deci este proprietatea privată, deci dreptul la proprietate pe terenul respectiv, este arenda care se împarte, mă rog, poate fi până la 5 ani înregistrată la nivelul apelei din nivelul 1, adică la nivel de primărie, sau mai mult de 5 ani care poate fi înregistrat la Agenția Servicii Publice. Desigur că Agenția Servicii Publice acceptă și înregistrarea contractelor de arendă chiar până la 5 ani, dacă deținătorul de teren dorește acest lucru. Avem terenurile în subarendă care se află, deci înțelegem ce este asta, și ultima categorie care nu era nicăieri reglementată și nu era posibil de arătat ce și cum se folosesc aceste terenuri, deci este vorba despre terenurile aflate în posesiune. Clarificări în acest sens iarăși va aduce colega mea. Ce impact vor avea aceste modificări? Deci, ca exemplu, pentru obținerea accizei sau pentru obținerea subvenției la acciza pentru motorină, Agenția Națională pentru Siguranță, Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, are nevoie de un dosar. În dosarul respectiv trebuie să fie anexate documentele care atestă dreptul de posesie a terenului. Producătorii nu puteau să arate că mai dețin careva terenuri pentru care efectuează anumite cheltuieli prin procurarea de motorină. Acum, deci, producătorul va putea să declare la primărie că el mai deține o suprafață X de terenuri care o înregistrează în cadastru funciar la primărie și prin extrasul de la primărie privind înregistrarea acestor terenuri, deci producătorul va putea să anexeze la dosar și să primească pentru acele terenuri care el într-adevăr le gestionează, ceea ce nu era de fapt până acum. Dar vrem să fie clar, fermierii ce nu vor prezenta datele sau vor prezenta date eronate în cadastru funciar, inclusiv vor prezenta aceste date și în dosarul de accesare a subvenției pentru acciza la motorină, ei vor fi
obligați ca să întoarcă acea subvenție, totodată ei vor fi incluși într-o listă de interdicție de către Agenție de Intervenții și Plăți pe motivul că au prezentat date eronate. Aceste eu vi le-am spus, acum o să o rog pe colega mea. Bună ziua, mă numesc Angela Dogotar, sunt șeful Direcției Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Ținem să informăm autoritățile publice locale și deținătorii de terenuri că prin hotărârea 940 în anul 2023 a fost aprobat un nou regulament cu privire la ținerea cadastrului funciar. Deci, documentația cadastrului funciar conține registrul cadastrului deținătorului de terenuri, care include date deținute în prezent de către autoritățile publice locale. De asemenea, conține fișa cadastrală centralizatoare a tuturor categoriilor de terenuri, inclusiv și a terenurilor irigate și disecate. Aceste date sunt deținute de către autoritățile publice locale, doar că îndemnăm proprietarii și deținătorii de terenuri, în cazul în care se schimbă modul de folosință a unei categorii de terenuri, să le declare către primării pentru a fi incluse în cadastru funciar anual care se elaborează de către primării. De asemenea, în documentația cadastrală intră informația cu privire la modificările suprafețelor după categorii în hotarele unei unități administrative teritoriale. Deci aceste date evident că sunt, le deține autoritățile publice locale, ținând cont că toate deciziile ce țin de schimbarea destinației și de transmiterea unui teren sunt adoptate de către consiliile locale. De asemenea, în documentația cadastrului funciar mai intră și informația privind parametrii calitativi și ai solului terenurilor agricole. Deci această informație va fi asigurată de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, care este instituția responsabilă de implementarea politicilor în domeniul cadastrului funciar și monitorului funciar. De asemenea, cadastrul funciar conține informații despre categorie de destinație, modul de folosință a terenului, categorie deținătorilor de terenuri. În cazul în care vorbim despre parametri calitativi, aici se includ date despre nota de bonitate a solului și care este gradul de eroziune a solului. Deci, ce trebuie să cunoască fermierii și deținătorul de terenul, care sunt responsabilitățile lor la întocmirea cadastrului funciar? Conform codului funciar, în termen de 30 de zile, fiecare proprietar de terenuri și deținător de terenuri este obligat să informeze în scris autoritatea publică locală despre schimbarea modului de folosință. Dacă să luăm ca exemplu în cazul terenurilor agricole, este necesar în cazul în care terenul este arabil și a fost plantată o viță de vie, vorbim de schimbarea modului de folosință, ca deținătorii de terenuri sau proprietarii de terenuri la zi să informeze autoritățile publice locale despre schimbarea modului de folosință. Această normă este valabilă pentru toate categoriile de terenuri. Deci, totodată, după cum cunoașteți, este necesar de declarat primăriilor arenda până la 5 ani, după 5 ani la oficiul cadastral teritorial, și ceea ce s-a inclus rubrica nouă este posesiunea. Deci posesiunea se dobândește prin exercitarea voită a stăpânirii de fapt a terenului. Această folosință a terenului este necesar de a fi declarată către primărie. Deci ceea ce se face prin înțelegere mutuală. Deci, care ar fi termenul de prezentare a acestor informații? Deci, termenul de prezentare, noi încurajăm proprietarii să informeze la zi, chiar dacă astăzi, spre exemplu, a preluat un teren în arendă sau a transmis, să transmită către primărie datele, dar nu mai târziu până la finele lunii mai, până se începe semănatul culturilor agricole. Da, la finalizarea semănatului, deci ca să fie clar, fiecare teren trebuie declarat că el este în gestiunea cuiva. Deci noi avem, trebuie să înțelegem un lucru, noi avem un teritoriu administrativ al unei primării, care este compus din o sumedenie de parcele de teren agricol. Toate parcelele de teren agricol, el trebuie să fie declarate ca și deținere de cineva.
Și clar lucru că în continuare, după ce vom avea acel registru a producătorilor agricoli, toate aceste terenuri vor fi declarate și cu ce au fost însămânțate, care au fost premergători, dar asta e o altă temă. Vrem să vă mai comunicăm că Ministerul deja a elaborat un ghid care nemijlocit prevede toți pașii care trebuie să întreprindă autoritatea publică locală, agentul economic, pentru a declara aceste terenuri. Ghidul respectiv deci va fi plasat pe pagina oficială a Ministerului Agriculturii și după ce va fi definitivată pagina la Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare, va fi publicat și acolo. De asemenea, Ministerul, de comun cu Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare, a demarat și un proces, o campanie de informare a APL-urilor pe segmentul de ținere și completare a cadastrului funciar. Deci vrem să atragem atenția că noi prin acest mecanism nu doar venim cu o îmbunătățire a proceselor de ținere în gestiunea terenurilor, dar venim și cu o responsabilitate față de cei care dețin aceste terenuri, ca ele să fie declarate, ca ele să fie contabilizate, atât în cadrul întreprinderii legal să fie contabilizate, cât și în cadrul APL-ului și a ANIF-ului, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Ministerul, AIPA, deci toți trebuie să beneficieze de aceste date veridice și în timp. Aceste fiind spuse, noi vă mulțumim foarte mult, întotdeauna Ministerul va fi deschis pentru a acorda informații suplimentare la această temă și vrem nemijlocit ca acest cadastru funciar în continuare să fie unul implementat pe bune și să fie unul funcțional. Mai mult ca atât, deci din anul 2025, deci 7 martie 2025, Ministerul va trebui să elaboreze un sistem informațional. Deci cadastru funciar va trece din forma de tabel, pur și simplu, cu înscrieri de mână, să treacă la un sistem informațional care să fie mai automatizat și corespunzător zilei sau anului 2024. 2025 deja când va fi atunci. Noi vă mulțumim mult și cam asta e.